Sâmbătă 2 octombrie, la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Salău, a fost adus un băiețel de 8 ani din Salău cu plagă minimă față dorsală mână dreaptă prin mușcătură de câine. Băiețelul a fost tratat la unitatea de primire a urgențelor, nefiind însă necesară spitalizarea lui.